Bună seara și bine v-am regăsit la sfârșit de săptămână. O săptămână în care din nou am simțit povara grea a pierderilor de vieți omenești din cauza COVID-ului. O săptămână în care doar privind cum în alte țări oamenii au posibilitatea, dacă vor, să se vaccineze, dacă nu, nu. Între timp, în plină pandemie, ne-am pomenit cu un guvern incert și cu dezbateri în jurul modalității de dizolvare a Parlamentului. De 3 săptămâni, Republica Moldova a rămas fără un guvern pe deplin funcțional. S-a decis să amânăm ședințele guvernului în așteptarea deciziei Curții Constituționale, ca să știm exact care este mandatul unui guvern interimar. Ce putem adopta și ce nu putem adopta, pentru că deocamdată cunoașteți foarte bine, cadrul legal este unul foarte restrictiv când vine vorba de mandatul unui guvern interimar. Între timp, Vladimir Voronin și Renato Usatăi s-au oferit să fie candidați pentru fotoliul de premier. Premier, я хочу быть кандидатом, за которого точно не проголосует почти все, и страна получит досрочные парламентские выборы. Tu spuneți lui Maia Sandu că mă înaintează pe mine prim-ministru, deci fac eu dintre și din toți, și din parlament și din toți. Maia Sandu susține însă că desemnarea unui guvern ar însemna amânarea alegerilor parlamentare anticipate. Orice nominalizare de prim-ministru acum ar conduce la amânarea alegerilor parlamentare. Care este calea cea mai scurtă spre declanșarea alegerilor parlamentare anticipate? Discutăm în câteva clipe. Starea de urgență în sănătate publică se prelungește până pe data de 15 februarie. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat și Planul Național de Vaccinare Anticovid-19. Oamenii s-au păreri împărțite despre imunizare. Если все болеют, значит надо вакцинацию принимать. Cu vaccinarea asta ne împărți ca și cu chipul. Să știm vaccinați ca și cine. Să știm unde suntem și facem în viață. Ne împărți ca să nu-i drept. Credeți că vom fi chipați? Da, da. Vom fi urmăriți? Da, corect. Mie îmi pare că așa, nu știu. Contra. De ce sunteți? Nu are niciun rost, cred. Dar cum ne protejăm atât? Nu, normal că trebuie să păstrăm distanța, masca, dezinfectarea, tot asta e bine. Când va începe vaccinarea în Republica Moldova și ce prevede planul de imunizare, discutăm astăzi la Întreabă Ghețu. Deși autoritățile îndeamnă bătrânii să stea în casă, în plină pandemie, pensionarii încearcă să facă un ban în plus din comerțul stradal. Cratițele, de unde le-ați luat? La dumneavoastră? Am ele, le fac cu ei. Zice, nu, vrem-o și noi. Nu vei jale să le vindeți? Dar să, dacă trebuie. Dar purcă... Încălzirea plătește, se plătește, tăti, se duce tot, nu... Astăzi, la Întreabă Ghețu, aflați povestea acestui profesor care a educat generații. În această prima ediție din noul sezon, mă bucur să iau alături de mine pe deputații Sergiu Litvinenko, deputat PAS. Bună seara. Deputatul platformei Dali Viuvovc. Bună seara. Nicolae Ciubuc, deputat PDM. Și deputatul PSRM, Gaec Vartanian. Bună seara. Bună seara. Deputați, din câte vedem, noua sesiune parlamentară urmează să înceapă. Nu este clar când va începe. Cert este că astăzi premierul interimar, domnul Aureliu Ciocoi, a declarat că ședințele guvernului sunt puse pe stop, întrucât s-a decis să se aștepte decizia Curții Constituționale, pe marginea sesizării depuse de către președinta Maia Sandu. Domnule Litvinenko, când ar putea să vină acest răspuns din partea Curții Constituționale și cât credeți că o să așteptăm? Constituțională determină de sine stătător agenda și prioritățile. Dar, iarăși, ținând cont de practica de până acum, în mod normal, astfel de sesizări, având în vedere că urmează să soluționeze anumite aspecte legate de conflicte juridice între diferite autorități publice, de obicei se examinează cu celeritate. Dar estimați, nu știu, într-o lună, în două luni, pentru că în același timp suntem în plină criză pandemică, economică, da. Și țara trebuie sigur că în ideal ar fi bine ca o soluție cu privire la întrebările formulate
și aspectele sesizate să vină cât mai repede posibil, pentru că, într-adevăr, probleme există. Nu avem cel puțin trei miniștri în trei ministeri cheie, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, și situația este incertă și în cadrul altor instituții. Există multe întrebări privind la constituționalitatea legislației care a fost adoptată în 2017, de aceea, având în vedere toate aceste probleme de funcționalitate la nivelul guvernului, plus ținând cont de ceea ce a spus dumneavoastră, criză pandemică, criză economică, ar fi bine ca instanța de contencios constituțional să dea o soluție cât mai repede, pentru ca ulterior, baza acelei soluții, să ia deciziile corespunzătoare. Domnul Martelenian, domnul Ciocoi tot astăzi a declarat că nu vrea să asigure, citez, interimatul funcției pentru o perioadă lungă de timp, pentru că țara noastră are nevoie de un guvern cu mandat de plin. Totodată, dumnealui a spus că doamna Sandu i-a propus să asigure acest interimat pentru a menține lucrurile curente ale statului. Întrucât lucrurile în țară sunt incerte, putem spune chiar în ceață, după anul nou, cine își asumă mersul lucrurilor în țară? Evident, toți constituționaliști, experți în drept constituțional, spun că acum toată țara așteaptă pe decizia președintele Maia Sandu de a desemna un prim-ministru, candidat în prim-ministru, pentru a declanșa sau alegeri anticipate cât mai rapid, fiindcă Constituția spune clar că numai două tentative, da? Unul dintre două pași sunt două tentative de a ieșua desemnarea guvern pe deplin, sau acest guvern va fi total lucrativ până 5-6 luni, până la alegeri anticipate un pic mai târziu, fiindcă avem situația pandemică complicată și poate Masanda are o echipă bună și vrea să soluționeze probleme cu pandemia, cu finanțarea externă și așa mai departe. Așadar, toată țara așteaptă și eu aș vrea să menționez și reamintesc că domnul prim-ministru, ex-prim-ministru, domnul Chico, încă în lunie decembrie, în 3 sau 4 decembrie, a spus că el a comunicat președinte Maia Sandu că el va pleca în sfârșitul decembrie. Așadar, avem aproape o lună și jumătate când echipa Maia Sandu a știut că începând în ianuarie va avea obligativitatea de a desemna prim-ministru și declanșa cât mai rapid procedura de alegeri anticipate, fiind toți actori politici vrea alegeri anticipate și lumea vrea alegeri anticipate. Nu știu de care e situația, nu înțeleg care e situația, de ce echipa Maia Sandu este atât, nu știu, nepregătită pentru acest pas. Da, este nepregătită echipa doamnei Sandu? Eu, dimpotrivă, colegul este într-o confuzie logică și telespectatorii trebuie să înțeleagă. Pe de o parte spune că doamna Sandu trebuie să vină mai repede să solicite votul de încredere a Parlamentului pentru un nou guvern. Pe de altă parte, colegul spune că vrea alegeri parlamentare anticipate, dar lucrurile astea se contrazic reciproc. Dacă se votează un guvern, alegerile parlamentare nu mai pot fi efectuate. Care este calea, domnule Ciubu? Sau suntem într-un blocaj? Deci Parlamentul... Eu cred că, dacă îmi permiteți, eu cred că noi suntem în prezența unei crize, așa cum avem criză economică, criză în domeniul sanitar, sanătate, suntem și în prezența unei crize politice. Și probabil atâta timp cât vom fi în prezența unui guvern interimar, în exercițiu, așa cum îl numim noi, asta va fi consecința. Haos, necunoaștere ce facem mai departe, incertitudine totală. Referitor la Curtea Constituțională, eu cred că Curtea Constituțională ziua de astăzi are foarte multe sesizări, activități, dar iarăși, reieșind din ordinea priorităților, ar trebui cât mai urgent să expună pe marginea acestei sesizări, cu toate că, dacă facem o paralelă cu legislația în vigoare aferentă activității guvernului,
Eu cred că guvernul la ziua de astăzi ar putea, cu, desigur, cu atribuții limitate, să-și exercite atribuțiile constituționale, legale, care sunt prevăzute de administrarea treburilor publice. Sunt convins că pe agenda ministerilor, a guvernului, fiindcă avem și o anumită experiență în spate legată de activitatea guvernamentală, problemele sunt extrem de mult, chiar și de administrarea treburilor publice, și ar putea să se convoace. Doar că, iarăși, incertitudine. Pe de o parte, Curtea Constituțională, nu avem o poziție, pe de altă parte, poate experiența domnului Ciocoi în administrarea unui guvern din postura unui prim-ministru, chiar și interimar, creează aceste confuzii. Pe de altă parte, desigur, se încearcă în continuare manipulare și încercare de a distorsiona. Manipulare din partea cui? Din partea politicului, în partea ce ține de lipsa capacităților de administrare a președintelui, de mai multe, adică chestiuni legate de neasigurarea funcționării, că mergem în haos, creează haos în continuare. Da, haos va fi atâta timp cât vom avea această situație incertă. Mergem, nu mergem în alegeri anticipate. Este cert că avem o criză economică profundă, avem o criză sanitară. Nu este clar încă cu situația vaccinării, avem iarăși sute și mii de cazuri înregistrate. Dar, domnule Cebuc, tot repetăm că suntem în criză sanitară, în criză economică. Întrebarea e ce facem? Și cine ar trebui să vină cu soluții clare? Nu, la ziua de astăzi, haideți, dacă într-adevăr noi toți am ajuns la un consens că este această sesizare la Curtea Constituțională, probabil că ar trebui în cel mai scurt timp să avem un răspuns din partea Curții Constituționale, după care să vedem care va fi scenariul președintelui țării, fiindcă din mesajele, discursurile din ultima perioadă, eu nu văd un scenariu. Adică miza este pe decizia Curții Constituționale și toți întreabă în cazul în care Curtea Constituțională va respinge aceste sesizări. Poate urmează un alt scenariu despre care ne spune domnul... Eu cred că noi trebuie oricum să revenim la prerogativele constituționale, indiferent... Ne place, nu ne place, avem majoritate, nu avem. Această prerogativă constituțională ea trebuie exercitată. Aceasta va fi, dacă doriți, și un test pentru politicieni, pentru parlamentari. În ce măsură cei care au declarat că vrem și mergem în alegeri anticipate, poate fi exercitat. Acest lucru, eu cred că poate fi realizat, dar iarăși, după un scenariu clar, neignorând sau nu în detrimentul soluțiilor care trebuie de urgență identificate pentru soluționarea problemelor stringente, care la ziua de astăzi chiar suntem într-un colaps. Bine, deci pe rolul curții sunt două sesizări în principiu cu privire la aspectele discutate. Pe de o parte este sesizarea colegilor mei parlamentari care au întrebat dacă de principiu, având în vedere că Constituția nu interzice autodizolvarea Parlamentului, deci nu interzice expres, dacă admitem că se găsesc două treimi de voturi, 67 de voturi, dacă este posibilă autodizolvarea Parlamentului, deci asta este prima sesizare și, iarăși, logica spune că dacă două treimi de parlamentari pot modifica Constituția, de ce nu ar putea adopta o hotărâre prin care, fără ca să pierdem acel timp prețios de 3 luni, 4 luni, să ajungem mai repede la alegeri parlamentare anticipate, dacă într-adevăr cei care declară că vor alegeri sunt sinceri și nu trișează și, mă rog, pentru ca să placă electoratului. Și dorește alegeri anticipate? Și a doilea aspect, Natalia, ca să încheie ideea, și a doua sesizare ține deja de problema care există la nivelul atribuțiilor guvernului interimar. Da, deci acolo au fost patru chestiuni pe care au fost abordate de doamna președinte în cadrul acelei sesizări, una dintre care este o prevedere din legea guvernului care spune că lipsa unui ministru în cadrul unui guvern în exercițiu face ca în mod obligatoriu să desemneze ca ministru interimar pe cineva din membrii aceluiași cabinet demisionar, adică de exemplu, la Ministerul Sănătății, pe legea actuală care este la moment, trebuie să-l desemnezi pe unul din miniștri, adică sau pe Gaiciuc, sau pe Voicu, sau pe doamna Pogolșa. Din ce mi-am notat deci este un nonsens și este o chestiune care cumva contravine principiului asigurării funcționalității. Prin modificarea urgentă a legii cu privire la guvern, prin atribuirea
mandatului sau exercitării funcțiilor teoretic limitate secretarilor de stat, secretarul general, secretarul de stat, ar fi care mai în virtute afișei de post care la ziua de azi în lipsa ministrului, secretarul general sau secretarul de stat exercită. Ar fi o soluție mai bună decât ceea ce avem la momentul de față în lege și practic sunt legate cu mâinile președintele țării și primul ministru interimar în sensul asigurării funcționalității, de exemplu, unui minister. Eu cred că în esență acestea nu rezolvă problema. Ministerul, din potrivă, agravează, tergiversează procesul de soluție. Agravează de ce? Fiindcă eu, iar juridic, analizând și sesizarea și practica Curții Constituționale și Constituția și legislația aferentă, eu nu văd cum ar fi o soluție legată de autodizolvarea Parlamentului. Nu, stați. În condiții, asta prima chestiune. Prima chestiune legată de autodizolvare, fiindcă chiar și în situația în care Curtea Constituțională emite un aviz pozitiv, în mod normal, în condițiile în care Constituția nu reglementează expres modalitatea de autodizolvare, va impune automat Parlamentul, prin adresele respective, de a veni cu modificări la Constituție în vederea instituirii normei date în Constituție. Noi știm cu toții care este modalitatea și procedura de modificare a Constituției. Acesta va tergiversa și va îndelunga și mai mult procesul de soluționare a acestei probleme de autodizolvare. Și doi, ceea ce ține de atribuțiile miniștrilor sau guvernului interimar, cum spuneam, o prima ședință a sesiunii plenare se poate de operat modificări. Că eu consider că aceasta este o lacună în condițiile în care noi avem instrumentul sau institutul secretarilor de stat care ar... Conform regulamentului Parlamentului, sesiunea începe la 1 februarie. Parlamentul e până săptămâna viitoare în vacanță. Începând cu săptămâna viitoare, noi deja ieșim din vacanță. Data, până pe o lună viitoare, din câte am înțeles. Data de 18, da? În vacanță nu e corect, cred că termenul vacanță. Dar cum se spune? Ok, sesiune. Pentru că vacanța, nu vă place vacanța de iarnă, de iarnă, de vară. Vacanță, oricum, cât despre ceea ce spune domnul Ciubuc, are dreptate că am putea să modificăm legea. Întrebarea dacă se vor găsi 51 de voturi în Parlament, pentru că atunci când Igor Dodon cu Partidul Socialist cu fost prim-ministru Chicu au decis să arunce țara în haos, mă întreb dacă ei ar dori să scoată țara din haos în situația actuală. Cât ține despre... Este reprezentantul PSRM care poate să ne spună. Eu vă spun, noi intrăm în practică vicioasă de a schimba legile și Constituția pentru un singur politician sau un singur partid. Eu nu înțeleg despre ce vorbim acum. Partidul PAS merge la Curtea Constituțională cu două tentative, cu încercarea de a, nu știu, inventa două articole în Constituție. Asta e nonsens. Dacă presupun, dacă Curtea Constituțională dă aviz pozitiv pentru autodizolvare sau pentru unul din avizele Partidului PAS, asta e un precedent, pericol pentru următorii președinți, pentru următorii alegeri prezidențiale sau parlamentare. Fiecare următorul președinte, dacă nu vrea sau nu îl place parlamentul sau situația în parlament, el va veni la Curtea Constituțională cu cererea de a dizolva parlamentul. Cu ce? E precedent periculos. Deci președintele nu are nicio legătură cu... Bine. Noi jucăm cu oameni. Asta, oameni buni. Nu înțelegem. Vă jucați cu oameni. Haideți să răspund punctual la întrebări. Da, vă rog. Iarăși, noi discutăm despre două sesizări, ele au obiecte foarte diferite, se face confuzia. Deputații, colegii mei au dreptul să depună o sesizare, okay. Sper că nu puneți la îndoială acest drept. Doamna președinte, la fel. Pentru ce asta se face? Nu, păi vă explic. Haideți să încep de la a doua sesizare, care ține de funcționalitatea guvernului în exercițiu. Deci prima chestiune abordată în această sesizare a fost posibilitatea de a face remanieri. Deci noi am avut în 2000 hotărârea Curții Constituționale, unde Curtea a spus că președintele împreună cu prim-ministru interimar pot face remanieri, fără nicio condiționalitate. În 2013 a fost o altă decizie a Curții Constituționale în care a spus așa, având în vedere că președintele este ales de Parlament, nu mai este aplicabil acea decizie din anul 2000. Acum, practic, noi întrebăm Curtea, putem acum, în condițiile în care, logic, da, președintele este ales de popor, să revenim la acea jurisprudență care a fost atunci în 2000? Și după mine, răspunsul
ar, cumva este firesc, da, dar noi nici nu cerem, sau doamna președinte nu cere atribuții nelimitate, dar spune că doar în cazuri excepționale, că avem aceste trei cazuri, că nu avem, avem trei miniștri care samoatstranilis, cum Victor Ianucovici pe timpuri, da, samoatstranilis de la îndeplinirea atribuțiilor constituționale, pentru că nu e clar cum au plecat și în baza la ce au plecat. Ei pur și simplu au plecat de la... Au fost acuzații grave, că nu se descurcă. Evident că nu se descurcă, dar administrarea treburilor publice până la venirea unui alt guvern este o atribuție prevăzută expres în Constituție pe de o parte și pe de altă parte în jurământul pe care ministrul îl dă atunci când intră în exercițiul funcției. Deci asta este prima chestiune. Revenirea la jurisprudența curții din 2000 în sensul permiterii în situații excepționale de a face anumite remaniere. A doua chestiune e cu ministrii interimari. Nonsens ce este la moment în lege. Nu poți să-l pui pe Gaiciuc ministrul sănătății sau pe Voicu să-l pui ministrul finanțelor sau pe Fadei să-l pui și faci Fadei la justiție. Dacă îl mai pui ministrul economiei, apoi general nu faci greșe. Și a treia, plus, legea guvernului reglementează o altă procedură de asigurare a interimatului în funcție de prim-ministru care contravine Constituție. Deci acolo scrie că în anumite situații prim-ministru nu se desemnează de președinte, așa cum scrie articolul 103 alineat 2 din Constituție, dar poate fi, de exemplu, unul din viceprim-ministri sau poate fi cel mai în vârstă ministru, dar ceea ce e contrar Constituției. Și a patra chestiune legată de acorduri, semnarea în situații excepționale, iarăși bazată pe o decizie a Curții Constituționale din 2013, în cazuri excepționale, semnarea unor acorduri, dar ulterior aceste acorduri să intre în procedură parlamentară și respectiv ele trebuie să fie ratificate și așa mai departe. Deci nu este nimic ieșit din comun, este dreptul, apanajul președintelui de a depune așa o sesizare. Legat de dreptul colegilor mei parlamentari, eu cred că fiecare din noi am depus sesizări la curte și este dreptul și așteptăm decizia curții. Indiferent care va fi ea, ulterior noi o vom respecta și să acționăm așa încât să nu încălcăm nici Constituția, nici decizia curții. În două luni, evident că este un termen prea... De ce spuneți evident? Voi puteți cumva influențați curtea constituțională? Dacă vine două, trei luni sau trei luni? Eu cred că două luni, dacă admitem ipotetic, va da o soluție în două luni, înseamnă că mai devreme va trebui să revenim ca să căutăm o soluție. Cât mai, cât mai repede, cu atât mai bine. Important să vină această soluție și ne mișcăm mai departe. Dar dincolo de asta, deci problema de principiu este dizolvarea parlamentului. Eu nu știu de ce colegii socialiști tot insistă, veniți asta cu un prim-ministru. Constituția, eu știu ce prevede Constituția, dar în egală măsură, Constituția prevede că dacă Alexandru Tanase, care nu place socialiștii, el a spus că doamna Maia Sandu este obligată să Eu sunt sigur că doamna Maia Sandu va respecta în totalitate Constituția. Problema este de principiu. Vreți dizolvarea parlamentului? Timpul trece. Voi păi, ce da, așteptați? Păi stați o secundă. În această criză ce așteptați? În principiu, articolul 85.1 spune așa, în cazul imposibilității formării guvernului timp de 3 luni, obligatoriu 3 luni și prima zi după expirarea celor 3 luni de zile, Parlamentul este dizolvat. Deci voi vreți dizolvarea Parlamentului? Voi nu vreți dizolvarea Parlamentului? Aici însă este o problemă. De ce nu vă așezați în Parlament? Toți spun într-un glas, vrem alegeri anticipate. Partidul PAS nu vrea. Care este problema să vă așezați toți la masă de discuții? Dar noi ne-am așezat, noi ne-am așezat cu dânșii la masă, am avut acord și pe urmă a ieșit unul și a rupt acordul. E că fix așa, noi putem să ne așezăm, putem să convenim. După acord, atunci s-au supărat și-au luat jucăriile și au mers acasă. După acord, poate să jure. Nu, ați guvernat pe 5 luni. Nu, s-a rupt, nu acordul și al din iunie, dar s-a rupt așa la altă socialiștilor a salvat PAS și Maia Sandu, dar în principiu, de două ori și acest de la ce l-a salvat socialiști, ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate. Vara trecută de la și toamnă. Publicitate.
venit în platou, domnule Vartanianu, spuneați înainte de publicitate că PSRM-ul a salvat chiar de două ori PAS-ul. Nu, nu PAS-ul, dar în general situația în țară, când anul trecut, primăvara și vara, când PAS-ul temea să facă chiar negocieri cu PSRM despre o înțelegere de a evita alegeri anticipate care ar favoriza Plahotniuc și Șor, și în urmă urmei noi am convins, da? Că dar s-au lăsat greu convinși. Cine tocmai două luni v-am chemat cine, la da, cine să veniți în ultima noapte. Nu. Noi am jucat așa. În urmă urmei, ei au votat pe Zinaida Petrovna Griceanu pe speaker, și noi am votat guvernul lor. Dar ei nu vrea. Acum, în toamnă, anul trecut, când ei au lăsat guvernul, mai Sandu a plecat din guvern cu asumare răspundere. Dar cum? Țara ar putea să treacă la alegeri anticipate în iarnă, ceea ce este foarte, foarte rău pentru țară. Și noi am găsit soluții și am instalat un guvern. Și acum, a treia oară, cu de salvare, domnul Litvinencu, a treia oară, nu pasmă, dar asta e responsabilitatea noastră pentru cetățeni, dar trebuie să găsim soluția cu pasul, cu alte colegi, să declanșăm alegerile anticipate. Să fără noi, din păcate, ei nu au soluție. Nu, păi vreți sau nu vreți? Bine, iunie 2019. Haideți să fim serioși. Cine a convins, cine tremura venind la Parlament și ne întreba în felul următor: Maia, Andrei, dar voi sigur că mergeți până la urmă? Tremurând, eu merg până la urmă, că eu mă tem, dar eu o să merg până la urmă. Noi l-am scos practic pe Dodon atunci din ghearele lui Plahotniuc, pentru că Dodon vroia să facă coaliție cu Plahotniuc. Da, erau câțiva în PSRM care erau cumva în opoziție cu Dodon, dar Dodon, asta cumva era mesajul lui și el încerca să-i convingă pe ei să meargă în coaliție cu Plahotniuc. Bine, s-a întâmplat atunci că l-am scos pe Dodon din brațele lui Plahotniuc și am făcut acea alianță împotriva lui Plahotniuc și am scăpat țara de Plahotniuc, cel puțin temporar. Acum, legat de noiembrie 2019, toată lumea știe ce a fost. Dodon, iarăși, vorbesc Dodon, nu vorbesc pentru că nu cred că domnul Vartanian s-a speriat de un procuror general independent, dar însăși Dodon s-a speriat de posibilitatea că în țară va veni un procuror general independent care a să-l întrebe inclusiv de culoace și alte chestii care le-au făcut și atunci... Această abordare a mai Sandu nu a fost... Haideți să revenim la colacul de salvare astăzi, la situația de astăzi și Republica Moldova. Și astăzi, iarăși, cumva sunt confuzi colegii. Deci ei pe de-o parte spun că vor alegeri anticipate, pe de altă parte spun că haideți să investim în guvern. Dar cetățenii trebuie... Dar ce să facem? Înțelegem că mergem la alegeri anticipate, înțelegem pe o cale de a merge la alegeri anticipate. Eu am spus mai demult că dacă noi am avea sau dacă noi, de exemplu, ca partid, dacă am avea certitudinea că socialiștii nu... E că ne înțelegem. Primăvara, anul trecut. Uitați-vă, doamna Gheșu, noi convenim cu socialiștii. Deci convenim, e că putem... Nu, în platourile de televiziune prin mesaje publice. Deci, afară, de exemplu, poate fi loc de dialog? Vă dau un exemplu foarte simplu. Noi ne înțelegem cu ECA, eu cu domnul Vartanian, mă înțeleg acum că atunci noi convenim că prima nominalizare la funcția de prim-ministru și a doua nominalizare nu o votăm. Deci ca ne înțelegem. Da. Eu n-am o problemă și noi nu cred că avem o problemă și doamna președinte nu cred că are o problemă în a veni cu un candidat, candidatul îți propune un cabinet de miniștri, un program de guvernare și să vină chiar mâine în Parlament. Dacă de noi am avea certitudinea, dacă noi n-am avea, dacă am avea certitudinea, socialiștii nu ne învârtesc iarăși, ne spun una și votează acest guvern. Până doamna Sandu, adică cumva spune că nu face nicio nominalizare de prim-ministru, între timp în această săptămână deja doi politicieni s-au autopropus drept candidați la funcția de prim-ministru. Este vorba despre Vladimir Voronin și Renata Usatăi. Domnul Vartanian, socialiștii ar susține candidatura domnului Voronin? Nu, desigur nu.
Da, domnului Satei? Nu, mă rog, dacă ei spun că socialiștii sau cineva votează pentru un guvern care propune Maia Sandu, al doilea zi guvernul Maia Sandu poate să plece, să dea demisie și avem... Păi am pierdut, pentru ce am pierdut o lună de zile deja, nu. Domn Vartanian? Oamenii au spus tranșant în alegeri, uitați-vă, au spus cei care au votat pentru doamna Sandu, aproape 1 milion. Igor Dodon cam același mesaj l-a dat în alegeri. El pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Ce ar însemna ca noi acum să venim? Un milion de voturi pentru Maia Sandu, 600 sau 700 de mii da. Care au spus că alegeri anticipate. Sergiu, hai să fim serioși. Nicolae, pentru că, de exemplu, doamna Sandu a venit cu 2-3 mesaje cheie. Igor Dodon, la fel, aceleași mesaje le-a spus. Între care a fost și alegerile anticipate. Nu putem să facem abstracții de decizia oamenilor care a fost manifestată în cadrul acestui scrutin. Și Parlamentul oamenii este problema. Oamenii au vrut o schimbare. Oamenii au votat împotriva lui Dodon. Noi nu putem face abstracții. Nu le vorbim de abstracții. Dar nici nu putem să punem noi în zid între aceste două chestiuni. Noi vorbim ca soluții de resetare actualului Parlament, alegeri anticipate. Nimeni nu contestă. Da. Matematic vorbind, situația de traseism înregistrată în Parlamentul Republicii Moldova, de cumpărare, de vindere a deputaților, evident că te duce la concluzia că el nu mai este funcțional acest Parlament și reprezentativ. Doar că, haideți să vedem care sunt căile. De ce eu încerc în a reveni? Două scenarii, cele mai reale. Cel mai rapid, în 45 de zile, două tentative de înaintare a candidatului pentru funcția de prim-ministru, cu program și cu cabinet și așa mai departe. De ce doamna Sandu ezită? Doi, reieșind din articolul 85. Așteptăm doar decizia curții. Bine, de ce ezită? Eu am Natalia, ca să finalizez, al doilea scenariu este blocarea în adoptarea cadrului legilor în Parlamentul Republicii Moldova. De la 1 februarie, eu bănuiesc că din perioada de când se deschide sesiunea, de atunci curge acest termen, 3 luni de zile, luna aprilie, se declanșează, se dizolvă Parlamentul. Dar asta ar fi o soluție. În condițiile în care Parlamentul ajunge la concluzii, spre exemplu, inclusiv majoritatea parlamentară informală care la ziua de astăzi nu se prezintă la ședință, dacă așa tare nu-și doresc alegeri anticipate, respectiv nu are loc ședințele, nu este quorum, respectiv acest scenariu la fel este realist. Dar ce aici spunem noi, autodizolvare, 3 luni de zile să așteptăm să nu înaintăm candidat, îmi pare tot un scenariu irealizabil în condițiile în care putem să ne trezăm să ajungem la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională spune că nu sunt premize pentru dizolvare, pentru că nu au fost epuizate cele două tentative de înaintare a candidatului. Asta e pe 85. Este și așa o versiune și așa poate asta fi. Asta e pe 85-2. Vorbim de 85-1. Propuse de scenariul realist pe care contează cei de la platformă? Bine, platforma ta este pentru alegeri anticipate. Și considerăm că avem o criză economică, sanitară, cum au spus și colegii, și noi nu putem să ne jucăm cu viața oamenilor, să întindem multe luni cu joaca asta politică, ce facem. Cea mai scurtă modalitate este două tentative de numire a unui prim-ministru și atunci, peste 45 de zile, anunțăm alegerile anticipate și cât mai repede convocăm un nou parlament, să sperăm să fie voința poporului, pentru că cu actualii miniștri nu putem avea siguranță că nu vor fi și falsuri, dar să sperăm că vor fi votul cetățenilor, va fi reprezentativ în Parlament și atunci noul Parlament să numească un guvern normal, cât mai repede. Asta este cea mai corectă soluție, pentru că să mergem pe 3 luni de zile să așteptăm și, cum a spus și domnul Ciubuc, există riscul ca Curtea să spună că nu sunt toate premisele, nu au fost îndeplinite toate premisele pentru dizolvarea Parlamentului, să ne întoarcă înapoi la cele 45 zile că trebuie să punem două tentative de numire a guvernului, pentru că recent, în august, Curtea s-a expus. Președintele este obligat să numească un prim-ministru. Dacă nu este majoritatea în Parlament, atunci președintele are obligația și există. Nu putem să lăsăm ezitare, să așteptăm la discreția Curții când ea va lua decizia și cum va lua decizia după aceste 3 luni de zile. Cel mai corect ar fi să fie maturitate politică în Parlament. Bine. PASU a declarat că este dispus să provoace cât mai repede alegerile anticipate. Platforma DA a declarat același lucru. Bine. Partidul Socialiștilor mai complicat, pentru că ei, ușor. Cât ai, după ce te frigi odată, sufli și în iaurt. Dar ce putem face în cazul ăsta? Să venim cu unele candidaturi și nu cu un scaun, pentru că pentru un scaun socialiștii chiar l-ar putea vota, pentru că le este convenabil. Dar dacă ar veni un
candidatură care să le fie frică socialiștilor, care putea să rămână fără toate schemele. Care este această candidatură, domnule Vă? Da, vreți. Această candidatură trebuie să fie discutată împreună cu la consultările președintele Republicii Moldova. Asta e prerogativa președintelui țării și e o soluție destul de bună, viabilă în același timp și se încadrează perfect în conjunctura și problematica existentă la ziua de azi, crizele și așa mai departe, inclusiv ducându-te în alegeri anticipate cu actualul guvern, chiar și interimar, cu toate pârghiile administrative, evident, președintele țării și cu cei care azi vor alegeri anticipate, strâng în gura mare alegeri anticipate, practic oferă o șansă reală să acumuleze, să maximalizeze. Și de ce? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Noi, poziția noastră, am expus-o nu odată. Noi suntem pentru alegeri anticipate, doar că trebuie să alegem în ordinea priorităților. La ziua de astăzi să examinăm și spunem pe masă problemele care afectează economia, sănătatea, problemele legate de schemele care sunt și care trebuie contracarate. Și acest lucru îți de părere că ar putea fi contracarate, după care să mergem în campanie electorală fără absolut nicio echivoc sau Pentru că vorbim despre alegeri anticipate, vreau să urmăriți un reportaj. Este vorba despre un bătrân pe care l-am întâlnit în jurul pieței centrale, după care să continuăm discuțiile. Ați furculițele și... Furcui. Și ați găsit vreun cumpărător astăzi? Ați vândut ceva? N-am vândut nimic. Cratițele de unde le-ați luat? S-a dumneavoastră? A miele de făcui. Zic, nu, rându-s noi. Și nu vei jale să le vindeți? Dar și sac dacă trebuie. Dar furcui... Încălzirea plătește și ei plătește, tăti se duc și tăt nu... Fac vara, fac o leacă de rezervă. Și apoi mâia mai pot plăti. Dar unde ați lucrat? Acela profesoară încă. Ce ați predat? 65 de ani de staj. Predat fizică, matematică. Profesorul pensionar își amintește cu nostalgie de vremurile frumoase când lucra în școală. Ce eram văzut și fotografiat și în filme și la televizor, dar au trecut. La ce școală ați predat, dacă nu-i secret? Eu am predat în multe, nu în una. Aici nici nu am predat la liceul Blaga, la liceul Porbescu, am predat la școala 27, cum era înainte de școală, liceul 60 și așa mai departe. Dascălul spune că, deși ridică o pensie mai mare ca alți bătrâni, prețurile sunt prea mari pentru a le face față. E rău pensie, e mic pensie. Asta. Eu am 21 de ani lucrat după pensie și trebuia să-mi dai și mie dublu. Și m-am dus și a zis că nu, trebuie să aștept încă 3 ani. Zic, drag, dar eu am 21. Nu că nu știu ce nu, intră acolo, nu știu. Dar la mine nu e o zi când am fost foaie de boală. Eu nu cred în nimic amul. Nici în mine însuși nu pot crede, măi. De ce? Dar de ce? Dar de atâta că... Cum să spun? Trăiesc numai că nu mor. Vreau să mor. Și atunci scap de toate. Bătrânul spune că cei care s-au perindat la putere nu prea se gândesc la cetățenii acestei țări. Votez pe unii și cred că cei din urmă, după ce fac tot așa cum au făcut cei din urmă. De cam am vedea ce fac afașii aici, lanță. Dar ei nu se mai pot uni, că, băi, niște oiți se unesc și se mărg în cârd. Dar ești oameni cu studii și bacă ai cârnați, bacă ai șalant, bacă ai șalant și se ceartă între dânsi și cât fură, atâta e. Și-au pus salarii, sute de mii, au pensii sute de mii, dar la un profesor îi plătește pensie 2000, 2500, dacă am 3, am mai mult, am nipălojit. Iar polițiștii aplică legea doar cu cei neputincioși. Polițaie. Alungă poliția din Da. Și de aici alungă.
Dar a venit unul mai așteptat la mine și nu-l luat. Gonit de polițiști, bătrânul povestește că rare ori reușește să vândă ceva, dar în același timp și nici doritori mulți nu sunt să cumpere lucruri uzate. Mai aștept o leacă și mă duc. Dar nu ați înghețat? Nu. Eu sunt rezistent la înghețuri. Dar ați rezistat mulți ani și în școală. Care este secretul unui profesor că, uite, atâția ani ați muncit? Să-ți placă și să te iubească elevii și mai mult nu trebuie nimic. Și să dai carte. Am avut medalii, ne plătem. Pentru metodist îmi plătem 30 de lei, pentru eminent 50 de lei, 50 de rubli. Și la salariul care era, mie mi-era destul. În stradă cât timp stați aproximativ? Cât pot. O oră, mai puțin, mai mult. Ați vândut săptămâna aceasta ceva? Săptămâna trecută am vândut. Am... Și câți bani ați făcut? Ei, 20 de lei. La ce ați vândut? Niște furculițe. Furculițe? Care nu sunt noi? Ele nu sunt noi. Ele stau cum nu s-au folosit. Ia cred, uitați cum se... Care costă unui furculiț? Eu și el 15 lei una. Dacă e puteți, îi dau cu 10. Faceți reduceri. Ce scump? Nu, zic, faceți o reduceri. M-am dus în magazin, ei 40, 45, dar ei nu-mi dă 10. Astăzi, printre picioarele grăbite, nu s-au găsit cumpărători, așa că și-a adunat lucrurile cu grijă și a plecat acasă. Reveni mâine la alt colț de stradă, cu speranța că poate cineva are nevoie de niște furculițe, o cratiță sau o pereche de papuci vechi, dar lustruiți cu grijă de mâna unui profesor. Domnilor deputați, avem povestea unui profesor care a lucrat o viață. Ce l-ar motiva pe acest pensionar să iasă din nou la vot în cazul alegerilor parlamentare anticipate? Dar vreau să vă gândiți și să ne răspundeți la această întrebare după o scurtă pauză de publicitate. Revenit în platou, domnilor deputați, înainte de publicitate am urmărit un reportaj, povestea unui bătrân pe care l-am surprins în stradă. Domnule Gaic, vreau să ne spuneți, iată, ce l-ar motiva și vreau să aud răspunsul tuturor, ce l-ar motiva pe acest pensionar, pe acest fost profesor, pentru că spuneți că lumea își dorește alegeri anticipate, să meargă la vot. Tot ce am văzut acum, asta e trist și încă o dată asta e și раз подтверждает тот факт, что действительно простым людям не до того, что происходит сейчас, в том числе и с посылками в Конституционный суд. И ещё раз подтверждает, что люди ждут реальных решения задач. Задача сейчас это в первую очередь либо иметь действующее полнофункциональное правительство, либо, если уже весь политический класс хочет как можно быстрее досрочных выборов, начать процедуру. Кент гувернул кику о демиссионат, ела анчепут процедура декланшаря леджера дичпати. Акум, анкаудатор, етерес, прешединта мая санду, требуется континуя, ачест прочест, ку... calea constituțională, fără a inventa câteva căi prin curtea constituțională, inventarea noi legeri sau altceva. Поэтому я думаю, что вот как если вы будете давать как можно больше вот таких сюжетов,
наши коллеги из ПАС все-таки поймут, что надо бы все-таки быть поближе к народу, а не пытаться использовать Конституционный суд для того, чтобы спасти или уйти от ответственности, как это было уже неоднократно за последний год. Domnule Cebuc, ce s-a ales acest pensionar timp de 2 ani, aproximativ 2 ani de când sunteți în Parlament și ați fost și la guvernare? Deci e trist. Practic, ceea ce am văzut, practic, face cât o zeci de emisiuni care participăm noi și facem aici polemici și dezbateri. În realitate, lucrurile le vedem cum stau. În realitate, vedem atunci când mergem și discutăm cu alegătorii în circunscripțiile în care au fost aleși. Și de unde am pornit cu angajamente și cu obiective clare pentru rezolvarea problemelor. Asta e, o să le ducem atâta timp cât o să avem aceste pârghii sau aceste instrumente de implicare și de rezolvare a problemelor oamenilor. Important că, din ceea ce vedem, eu vreau să scot o concluzie, că cumva se creează această percepție că oamenii își doresc alegeri anticipate. Este cumva o teză acreditată, inclusiv de actuale forțe politice care cumva sunt pe val și conștientizează că în cazul în care vom avea alegeri anticipate, respectiv vor avea mai multe mandate. Asta e o categorie. Doi, alte categorii sunt partidele extraparlamentare care le vedem seara de seară, deja își fac agenda, își pregătesc costumele pentru a veni în nou Parlament. Și toate aceste teze sunt acreditate, răspândite în rândul populației și cumva să sustragă atenția oamenilor de la problemele reale care se confruntă. Problemele legate de criza economică și de consecințele pandemiei care au afectat și locuri de muncă și salarii și pensii și așa mai departe. Să sustragă atenția de la problemele care sunt înregistrate în instituțiile publice de stat, practic ele sunt inactive în condițiile în care noi avem un guvern. Activitatea guvernamentală, instituțională a ministerilor este paralizată și vă spun asta din cunoștință de cauză, discut zilnic cu zeci de funcționari din instituțiile publice, pur și simplu e dezastru. Înfloresc schemele de fraudare, de corupție, de contrabandă și acest lucru, din păcate, în condițiile în care continuăm noi cu diferite dezbateri și cu tezele respective, acest lucru va fi perpetuat, cred că, în următoarea jumătate de an, 7-8 luni de zile, până ce vor fi organizate alegeri, până ce va fi instituit un nou guvern, dacă va fi. Și cel mai grav, noi avem o incertitudine totală ce va face următorul parlament sau ce nu va face. Ori în situația în care toți se dau cu sondaje, cu analize, cu aprecieri, cine va intra, cine nu va intra, eu prezic o situație extrem de complicată în viitorul parlament, poate mult mai complicată decât situația actualului Parlament. De ce și-ar dori acest pensionar alegeri anticipate? Doamna Gheorghe. De ce ar merge din nou la urne să pună ștampila votat? Eu înțeleg foarte bine dezamăgirea domnului care l-ați arătat dumneavoastră, profesor. Un an de zile noi am avut un guvern catastrof, care nu a fost pentru interesul cetățenilor, dar avea grijă de interesele fostului președinte Dodon. Pe de altă parte, noi avem un parlament care creează greață. În Parlamentul ăsta legi bune nu pot fi votate. Aici doar interese a lui Șor și a lui Dodon pot fi votate. Pentru că sunt prea puțini oameni buni, oameni corecți care doresc să lucreze pentru cetățeni. În acest context, ce putem face? Să ne mai bălăcim în toată circul ăsta care se întâmplă în Parlament? Să ne mai uităm cum cineva încearcă să dea foc la țară prin blocarea activității guvernului, prin blocarea tuturor instituțiilor, sau să mergem la anticipate. Să dăm șansa oamenilor să aleagă un alt parlament în care am speranța că vor ajunge mai mulți deputați responsabili, în care nu vor ajunge hoți, în care nu vor ajunge circani. De unde această certitudine că în viitorul parlament vor ajunge oameni buni, după cum spuneți dumneavoastră, dar îmi răspundeți după ce vreau să ascult și părerea domnului Litvinenko. Sigur că acest reportaj denotă capacitatea redusă sau practic capacitatea zero a actualei clase politice care a fost de-a lungul timpului de a face față și de a face așa încât oamenii să trăiască mai bine. De fapt,
prin faptul că, iată, sunt persoane, profesori care trăiesc în felul în care trăiesc, asta denotă că politicienii care au fost până în ziua de azi i-au mințit. Pur și simplu, le-au promis mult, oamenii au mers la vot, la vot, în schimb politicienii nu au făcut absolut nimic. Inclusiv de asta trebuie de avut alegeri parlamentare anticipate, pentru că schimbăm această stare de lucru și de acord aici cu ceea ce a spus Liviu, pentru că cu acest parlament de principiu nu pot merge înainte. Acum, două momente ca să revin. Cumva oamenii au obosit să audă că nu noi suntem de vină. Doamna Ghețu, care au fost ajung numai până decât acum sunt de vină că pensia noastră e mizeră, după care iarăși merg la vot. Da, de acord. Sigur că dezamăgirea e mare, dezamăgirea mea e mare, a părinților noștri probabil, da, tot așa au sperat, independență. Am vrut să devenim stat independent. Exact, cât. Peste un an facem alegeri sau când o să facem, iară venim, iară spunem că ne ceva. Care sunt beneficiile organizării unor noi alegeri parlamentare anticipate? Și repet întrebarea care am adresat-o domnului Vău, care este certitudinea că în viitorul Parlament o să avem oameni onești și oameni cinstiți. Doamna Ghețu, oamenii vor decide, dar după ultimele alegeri eu sunt optimist. Eu deja, din cât înțeleg eu lucrurile în Republica Moldova, oamenii deja nu se mai dedau chiar așa de simplu la minciuni și la mincinoși. Și încep un pic altfel să judece, să ia decizii corecte. Acum, dar sigur că până la urmă, asta este important, ca să le dăm oamenilor posibilitatea ca să realeagă deputați sau să aleagă deputați să aleagă ca deputați, să-i reprezinte. Să vină în Parlament și să creeze ca nu, ca să îndeplinească doleanțele oamenilor. Eu să revin două momente care l-au menționat colegii. Sigur că eu sunt de acord și cu Liviu și cu toți cei care au spus că în principiu calea cea mai scurtă, probabil cea mai scurtă dacă facem abstracție de posibilitatea teoretică de a autodizolvarea Parlamentului, este asta cu 45 zile. Dar ea este și cea mai scurtă, dar în egală măsură este și cea mai riscantă, pentru că, iarăși, eu, din păcate, n-am auzit un răspuns tranșant de la PSRM, că ei sigur că nu vor vota un guvern în situația în care un astfel de guvern va fi prezentat. Vă dați seama, faptul că, ca să înțeleagă telespectatorii, dacă este un votat un guvern, prima încercare, a doua încercare, asta înseamnă că Parlamentul actual își continuă activitatea. Asta înseamnă la revedere alegeri parlamentare anticipate. Asta înseamnă că acest Parlament mizerabil va rămâne până în 2023. Dar asta noi nu putem accepta așa ceva. Acest Parlament trebuie să plece în istorie cât mai repede. Cum vreți să vă duceți voi în campanie electorală? Nicolae, hai eu să închei, Gaic, să-mi finalizez ideea. Vreau să îi asigur pe toți aici și telespectatorii. Doamna, sunt sigur că Maia Sandu va respecta prevederile constituționale, asta așa încât să răspund la toate insinuările că Constituția prevede, doamna președinte nu respectă Constituția. Și ultimul lucru, aici un pic în contextul la ceea ce a spus și Liviu. Guvern bun, noi vorbim, guvern bun, guvern super bun, poate să fie și guvernul Obama, poate să fie și guvernul Merkel, oricum va fi un guvern care este votat de Parlamentul ușor, Dodon și Plahotniuc. Parlamentul este problema, nu este problema. Doamna Ghețu, Parlamentul este problema la momentul de față. Parlamentul este nereprezentativ, nelegitim. Un parlament unde deputații se gândesc exclusiv la interesul lor personal. Și lucrul ăsta, din păcate, s-a văzut în cadrul ședințelor de parlament din 3 decembrie, 16 decembrie. Deci parlamentul ăsta trebuie să plece în istorie. Dăm posibilitate oamenilor să aleagă un alt parlament, un parlament mai bun decât ăsta. Eu nu zic că va fi un parlament perfect ca în Coreea de Sud. Ce beneficii? Eu aici cuvintele mele au fost interpretate greșite. Eu nu am spus de un guvern bun care să fie votat. Eu am spus de un guvern într-atât de puternic, de care sperie socialiștii să înțeleagă că dacă vine acest guvern, îl votează și el ajunge la putere, atunci ei știu că schemele de contrabandă a lor se închid,
toate interesele lor se închid și atunci eu zic, decât noi să votăm un astfel de guvern, mai bine haide să mergem la anticipate, nu votăm nimic. Și asta ar fi soluția, să fie găsit o astfel de candidatură, un astfel de cabinet de miniștri care nici ei sunt uriști. Pentru că știi că într-o lună se termină cu toate schemele lor. Azi îl votează și mâine îl dau jos. Asta e. Nu e nicio problemă pentru Dan și asta. Astăzi... Ca scăpi de, numai ca scăpi de anticipate. 2023 год, который пугает господин Литвиненко, я еще раз говорю, что если все договорятся, что они голосуют, и те, кто проголосуют, те фракции или те партии, которые проголосуют, несмотря на то, что они обещали, что они не будут голосовать, на следующий день этот же правительство уходит в отставку, и на досрочных парламентских выборах те партии, которые обманули так публично все своих избирателей в том числе, они будут санкционированы. Поэтому никакого 2023 года нету. Это все манипуляция. De foame, dacă ținem parlamentul ăsta până în 2023. Doamna Ghețu, dacă ținem parlamentul ăsta până în 2023, oamenii să moară nu doar de COVID, dar și de foame. Să moară și de COVID, dar și de foame. Dar e grav, pentru că până la toamnă, din începutul săptămânii vedem cumva creșterea numărului de infectări a scăzut, dar numărul persoanelor decedate e peste 15 persoane. Vorbim un pic mai târziu despre COVID, dar domnul Vartanian, astăzi Igor Dodon a declarat că țara se află, după cum am menționat și aici în platou, în criză politică, constituțională, guvernamentală, provocată de inacțiunea doamnei Sandu. Am înțeles că luni va fi comitetul executiv al PSRM. Eu nu știu ce va decide. Ce urmează să decideți? Eu nu știu ce va decide comitetul executiv. Eu nu fac parte de comitetul executiv, dar eu presupun că va fi un briefing și a fost anunțat un briefing după comitetul. Declarația, da. O conferință de presă, da. Avem multe întrebări. Da, și probabil va fi anunțată chiar propunere sau soluție cum depășim această criză politică sau propunere propunere către colegii din platou, din Parlament. Asta în primul rând. În al doilea rând... Va fi un nou colac de salvare despre care tot ați pomenit aici? Nu știu, dar... La duble standarde despre ceea ce a spus domnul Litvinenko, despre un guvern nu poate fi bun dacă e votat cu Dodon, dar eu vreau să vă amintesc că guvernul Maia Sandu anul trecut a fost votat cu Dodon, cu socialiști. Da? Dodon, Șort, Lahodniuc, triu. Care... Dodon, ce Șort, Lahodniuc. La un nou... Dacă votează Dodon cu blocul acum, fost blocul acum. Despre ce? Eventual guvern al lui, presupunem, nu știu, Sturza sau Brânzan sau nu știu. Orice guvern votat de actualul parlament, unde majoritatea, din păcate, reprezintă răul, așa cum noi percepem lucrurile și așa cum majoritatea cetățenilor percep, înseamnă stagnare, înseamnă continuarea mizeriei. Deci nu poate, de principiu, un guvern de mizerabil, da, să voteze un guvern bun. Foarte... Sau dacă îl votează, îl votează numai ca scăpi de dizolvarea parlamentului, după care îl dau jos și își continuă mai departe. Dumneavoastră aveți un noi nu ne prindem cu lumele taxează, se evaluează, este ce anume taxează. Spre exemplu, trișarea care poate să o facă eventual majoritatea respectivă care voi. Dar eu nu vreau ca noi să mergem pe ipoteza în care haideți că lumea să-i pedepsească, dar să-i pedepsească la momentul potrivit. Eu vreau cât mai repede să voteze, Sergiu, și am argumentele respective. Să voteze guvernul. Că o să voteze guvernul. Eu nu cred că să voteze guvernul, fiindcă la ziua de astăzi, în guvernul, așa cum este, nu vorbim doar de membrii guvernului, noi vorbim de întreg eșalonul de instituții, administrația de stat a drumurilor, ASP și așa mai departe. Lumea conștientizează, în cazul când se schimbă guvernul, respectiv toate persoanele care la ziua de astăzi au făcut și campanie electorală și continuă să lucreze pentru PSRM, trebuie să plece din funcție. Tu chiar crezi că o să renunțe la pârghiile date? Eu nu cred, spre exemplu. Eu au avut pârghiile lor administrative în cadrul alegerilor prezidențiale. Și acum le au și doresc să le mențină, corect? Dar nu le mențină pentru următorul scrutin.
anticipat parlamentar. Sigur că, resursa administrativă este un element care influențează. Reprezentanții de la Poșta Moldovei, de la SFIR, m-au prezentat în campanie electorală. Stilul lor care au preluat. Dar astăzi problema cea mai mare, astăzi, în acest moment, în această situație, problema cea mai mare a Republicii Moldova este... Parlamentul este actual. Problema COVID-ului, criza pandemică sau cum declanșăm alegeri parlamentare anticipate? Bine, pentru PAS cum declarăm alegerile anticipate? Pentru deputați irresponsabili, deci, cum să depășim criza? Pandemia, gestionarea pandemiei este un lucru care trebuie să-l facă un guvern. Guvernul este votat de parlament. Dacă avem un parlament de hoți, e automat nu poate să dea un guvern bun care respectiv să ocupe de pandemie. Lucrurile sunt legate. Nu putem spune acum că asta este aici este problemă și aici nu este problemă. Evident, pandemia și criza economică sunt problemele de bază care trebuie rezolvate. E fără, domnul Ciocoi spune astăzi, domnul Ciocoi spune astăzi că nu exclude faptul că în următoarea perioadă numărul de infectări va crește, ținând cont că am avut sărbători, lumea a fost în vacanță. Și întrebarea este când... Domnul Litvinenko are un discurs electoral, dar el nu, parcă nu vrea să înțelege că e partidul PAS și doamna Maia Sandu acum este responsabilă de a declanșa alegeri anticipate. Asta e tot ce trebuie să discutăm acum, în primul rând. Bine, da. Asta și facem. Nu. În al doilea rând, el spune, eu nu vreau să admit că socialiștii vota, dar n-ar vota. Oameni buni, vrei, nu vrei, asta e, cum se spune în limba rusă, hatelki. Dar noi vedem de la televiziune, de la ce am văzut, că oameni simpli, situația este foarte gravă și ei vor soluții, ei vor ca ceva să întâmple, dar nu, ei nu vor ca toată clasa politică se așteaptă pe 5 oameni în Curtea Constituțională, când ei adun, ei pot aștepta 3 luni. Lumea așteaptă soluții și în privința situației pandemice, da? Pentru că toată lumea a obosit și vedem că în țările vecine, în România, a început a doilea... Dar haideți să urmărim ce a declarat astăzi domnul Ciocoi privitor la situația pandemică. Okay. Suntem în așteptarea primului lot de vaccinuri și, după cum am fost informată de către Ministerul Sănătății, sperăm foarte mult că în prima jumătate a lunii februarie să începem realizarea programului național de vaccinare. Ați văzut, suntem în proces de discuții, s-ar putea să fie Pfizer, s-ar putea să fie Moderna, adică suntem în discuții tehnice și până la urmă cred că nu contează care anume producător ne va livra acest vaccin. Important este să avem garanția că, virgulă, condițiile tehnice sunt asigurate. Dacă e vorba de Pfizer, care necesită păstrarea la o temperatură de minus 70 de grade, vă asigur că avem capacități suficiente pentru a depozita până la 200.000 de vaccinuri. 20% din necesitatea vaccinării naționale va fi, Republica Moldova o va primi ca donație din partea fondurilor internaționale care au fost tocmai pentru acest scop create. 30% urmează să fie achiziționate din bugetul de stat, de către Republica Moldova. Va costa buget? Va costa, nu sunt gata acum să vă spun exact cifra, dar indiferent care vor fi efortul financiar, suntem obligați să asigurăm această cotă parte din cheltuiala din contul Republicii Moldova. Am revenit în platou. Domnilor deputați, cum estimați când ajung dozele de vaccin în Republica Moldova? Pentru că, din câte am înțeles, se poartă negocieri, dar nu avem o certitudine, nu există o claritate. Evident, cât mai repede, cât mai bine. Problema noastră a Republicii Moldova și aici iarăși e problema gestionării insuficiente a Ministerului în trecut, este capacitatea noastră de a gestiona, de a crea un sistem de administrare a procesului de vaccinare propriu-zisă, pentru că există anumite rigori cu privire la cum se gestionează, cum se păstrează acest vaccin. Avem promisiunea din partea domnului președinte a României cu privire la 200.000 de vaccini. Avem, de asemenea, din câte cunosc, există discuții cu OMS-ul și doamna Sandu va merge acum la Bruxelles la început săptămânii viitoare și cu siguranță va aborda și
problema vaccinării, pentru că este foarte important să avem în Republica Moldova vaccin, cât mai multă lume să se vaccineze, așa încât să trecem cât mai repede posibil această criză a COVID-ului și să revenim la un regim de viață așa cum l-am avut până în martie 2020. Domnule Vovc, sunteți la fel de optimist ca și autoritățile că până la finele lunii ianuarie urmează să ajungă vaccinul în țară? Eu n-am spus asta. Nu, mă refer la ce puțin s-a spus aceasta. A fost declarație. Haideți să vedem știrile de astăzi ce s-a întâmplat. Pfizer anunță că stopează pentru o perioadă exportul în Uniunea Europeană pentru că schimbă ceva la producție. Țările din Uniunea Europeană se arată alarmate că prea puține vaccine ajung la ei, așa că situația nu este într-atât de bună. Și plus la toate, situația cu combaterea pandemiei în Republica Moldova. Pe scurt, vreau să amintesc de un proiect care trebuia să fie votat la ultima ședință a Parlamentului, dar socialiștii au închis ședința fără ca acest proiect să fie votat, în care doream să schimbăm componența Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. Platforma DA a propus că acolo să fie incluși mai mulți specialiști. Nu a fost votat acel proiect și chiar dacă ar fi votat acum, deja actualul guvern interimar nu poate să modifice hotărârea guvernului ca să schimbi componența. Și în al doilea rând, cine acum gestionează cu criza? Președintele Comisiei, domnul Ciocoi, care este prim-ministru interimar, vicepreședintele este un secretar de stat și aici foarte multe semne de întrebare cât de legal este acest lucru și secretarul Comisiei este directorul interimar al NSP. Avem interimar și nu avem niciun specialist. Haideți să vedem. Și ne întoarcem. Da. Iarăși la problemă. Un parlament normal. Ce spune la acest subiect Ala Tocarciu, consultant în domeniul medical, care se află în legătură cu noi prin Skype, legătură directă. Bună seara, doamna Tocarciu. Ne auziți? Bună seara. Ne auziți? Vă aud. Doamna Tocarciu, autoritățile la Chișinău spun că încă poartă negocieri privind de primul lot de vaccinuri anticovid care vor fi aduse în țară. Suntem pregătiți pentru ca să începem acest proces de vaccinare? Cred că pur teoretic suntem pregătiți. Practic și tehnic este foarte mult de lucru, la părerea mea. Unde este de lucru? La ce capitol? Unde mai avem de lucrat? Deci, pentru a începe procesul de vaccinare anticovid, Republica Moldova are nevoie să creeze un ecosistem, așa l-aș numi eu, un ecosistem foarte complex în care să fie nu doar parte tehnică de stocare sau de depozitare a vaccinului la anumite condiții de temperatură, dar inclusiv și parte tehnică pe partea de transportare, inclusiv și punctele de vaccinare la care oamenii vor veni să se vaccineze. Dar vreau să ne spuneți... Unirea tuturor specialiștilor implicați în acest. Astăzi domnul Ciocoi a menționat că nu este clar la moment care vaccin anume va fi contractat, s-ar putea să fie Pfizer sau Moderna. Contează producătorul? În situația noastră nu contează prea mult producătorul. Contează nivelul nostru de pregătire, de a gestiona oricare vaccin venind în țară. Dar putea fi o dificultate ca vaccinul să ajungă mai târziu, din motiv că avem, după cum spunea domnul Vovc, cu Ministerul Sănătății, cu conducerea plecată. Factorul uman are o influență foarte mare asupra procesului de vaccinare și în cazul nostru noi avem acest factor amplificat pe verticală, începând cu Ministerul Sănătății și terminând cu instituțiile medico-sanitare care practic sunt responsabile de procesul de imunizare, dar în același timp ele acum sunt supraîncărcate de valul mare de pacienți care vin cu COVID la ei și de numărul mare de pacienți cu alte maladii. Și aici vom avea implicarea factorului uman, desigur că. O problemă mai mare ar putea fi respingerea vaccinării de către populație, pentru că am mers în stradă și am discutat cu oamenii și cumva oamenii privesc reticenți. Și mă întreb dacă există, dumneavoastră, dacă ați observat un plan bine pus la punct de comunicare de către autorități privind campania de vaccinare.
În planul de imunizare care a fost făcut public, el este unul foarte teoretic, foarte, foarte teoretic. Și este capitolul de comunicare, dar iarăși este foarte teoretic. Da, noi avem în Republica Moldova 24%, conform sondajului din noiembrie, din populație care nu crede că există COVID. Dar pe de altă parte, noi avem 76% din populație care cred că este această boală. Și respectiv ei au nevoie de acest vaccin și au nevoie de tratament. Deci eu cred că noi avem nevoie de mai multe feluri de comunicare. Pentru oamenii care cred în boală și care vor să se vaccineze, trebuie să le facem un fel de comunicare și pentru cei care încă nu cred, este nevoie de alt fel de comunicare. Nu putem să comunicăm în același mod cu toți. Dar pe ce ar trebui să punem accent în această comunicare? Nu știu, pe spoturi? Care ar fi soluția optimă în cazul Republicii Moldova? Pentru ca mesajul să ajungă la oameni. Ca mesajul să ajungă, ar fi bine să folosim pe cei în care oamenii au cea mai mare încredere. Și, spre exemplu, sunt așa exemple când centre de vaccinare au fost deschise în biserici. De ce? Pentru că oamenii au încredere foarte mare în religie și în biserici la noi. Și cred că dacă noi am putea să implicăm și factorul cultelor, da? Atunci eu cred că noi am avea un succes foarte mare. Într-al doilea rând, avem nevoie de comunicare foarte mare din partea specialiștilor. Pentru că vin informații contradictorii, că oamenii se vaccinează și mor. Și atunci această informație trebuie analizată corect și descifrată și explicată. Că cei care cred în vaccinuri, când aud așa informații, ei de aici. De asta e foarte important că toate informațiile să fie cumva explicate oamenilor. Doamna Tocarciuc, vă mulțumesc mult pentru precizările făcute. O seară frumoasă! La revedere. La revedere! Aș vrea să mai adaug un lucru. Nu este atât de simplu să organizezi vaccinarea cetățenilor. Da, haideți să spuneți gândul după o scurtă pauză de publicitate. Publicitate. Platou. Domnule Bofcă, cum credeți dacă politicienii se lansau mai puțin în jocurile politice, în lansări de acuzații, era mai mult timp pentru ca să discute despre vaccinare, despre aducerea vaccinului în Republica Moldova? Bine, pentru aducerea vaccinului, pentru vaccinare, este nevoie de un guvern competent. Cu regret, noi nu am avut parte de un astfel de guvern în ultimul an. Și aici vroiam să revin la situația pandemică din ultimul an. Organigrama Ministerului Sănătății conține un ministru și 5 secretari de stat pe domeniul muncii, pe domeniul social, pe asistența medicală primară, asistența medicală prespitalicească și pe sănătate publică. O astfel organigramă mare și nu a putut bine să gestioneze criza. Iar acum Ministerul Sănătății este gestionat de un singur secretar de stat. Cum putem noi să ne așteptăm că criza va fi gestionată bine? Cum putem să ne așteptăm că vaccinarea populației va avea loc cum trebuie? Și în al doilea rând, cea mai mare problemă este credibilitatea. De ce oamenii noștri nu respectă? Pentru că cel mai mare epidemiolog era Igor Dodon. Pentru că Ion Chicu era cel mai mare epidemiolog. Când trebuiau să vorbească specialiștii. Acești guvern, chiar și dacă a plecat, el s-a discreditat în totalitate. Oamenii nu vor avea încredere în el dacă li se va spune, haideți să vă vaccinați. Este nevoie de alegeri anticipate, este nevoie de numirea unui guvern nou, credibil, care să organizeze toate aceste lucruri. Și nu ne putem permite să așteptăm 90 de zile să încercăm să vedem un fel altul, cât mai repede acest lucru se producă, cât mai repede alegeri și cât mai repede un guvern nou ca să gestionăm corect criza această pandemică și vaccinarea populației. Domnule Cebuc, cine ar trebui să aibă rolul central în comunicarea cu cetățenii privitor la vaccinare și privitor la situația pandemică acum?
În general, odată cu apariția vaccinului împotriva COVID-19, eu cred că a apărut un nou suflu, o nouă speranță. În rândul în general a populației globului pământesc, vedem reacțiile care vin din diverse țări, care deja plenar s-au implicat și vaccinează, asigur, vaccinarea populației. Am văzut și prioritățile sau categoriile de populații care, în dependență de la o țară la alta, altele leg persoanele cu risc, persoanele pensionare. În alte țări am văzut că se pune accent pe cei din domeniul economic pentru relansarea activităților economice. Eu vreau să zic că apreciez enorm de mult acest gest din partea României prin intermediul președintelui Iohannis, prin care ne-a oferit acele 200.000 de doze pentru Republica Moldova. Apropo, acestea au avut loc ca urmare a vizitei directorului Agenției Medicamentului din Republica Moldova în luna august, dacă nu greșesc, la București. Tot în cadrul acestei vizite, europarlamentarul Cristian Buzoi, dacă nu greșesc, a făcut demersurile necesare către Comisia Europeană, către Comisarul European pentru Sănătate, în rezultatul căruia România, dar și altor țări a Uniunii Europene, a fost permisă acordarea vaccinurilor din volumele revenite acestor țări și respectiv ca rezultat acestor măsuri, acestor demersuri, respectiv și Republica Moldova beneficiază, vedem, de acest suport. Acum, clar că este important să vedem care sunt măsurile care urmează fi întreprinse de autorități, reieșind din faptul că nu prea avem experiență, de aceea ar fi necesar ca în continuare să punem accent pe invitarea anumitor experți din partea României pentru a veni, pentru a evalua situația la fața locului, a vedea în ce măsură suntem pregătiți pentru a păstra aceste vaccine. Pe de altă parte, trebuie să ne clarificăm, avem sau nu avem frigidere și cumva să combatem acele declarații contradictorii care au fost lansate în spațiu public. Spre exemplu, fosta ministra sănătății, doamna Dumbrăveanu, ne declara că pentru noi acest vaccin Pfizer cumva reprezintă un vis, că nu avem condiții, nu avem frigidere, și am văzut zilele trecute actualul secretar de stat, doamna Zate, care spune că avem toate condițiile și avem frigidere. Totuși, avem sau nu avem frigidere, avem condiții, fiindcă de aceasta depinde mai departe capacitățile de preluare, de primire și de păstrare acestor vaccinuri. Revenind la subiectul legat de cine ar trebui să monitorizeze modul de îndeplinire, fiindcă una din, hai să spunem, noi am vorbit acum de elemente de combatere a COVID-ului, dar noi trebuie să punem accent în continuare pe măsuri de prevenire. Și aici vreau să vă zic că până am avut guvern și practic nefuncțional la capitolul combaterea sau prevenirea măsurilor de infectare, prin purtarea măștilor, prin aglomerarea în localuri, prin desfășurarea diferitor activități. Toată ziua în Facebook artiști dau concerte și dau, nu concerte, dar mai mult petreceri în zile de naștere și așa mai departe. Ceea ce pare a fi o situație absolut nerespectuoasă în raport cu medici, care la ziua de astăzi luptă, sunt în prima linie și asigură măsurile necesare pentru tratarea pacienților. Sigur, este foarte important ca să ridicăm gradul de responsabilitate a cetățenilor. Și nu știu dacă în Republica Moldova sunt suficiente spoturi sau informații pentru a-i convinge. Doamna a spus că 70% din populație crede în acest COVID. Tot cam atât, 70% nu cred în vaccinare. Și aici să vedem ce spun oamenii, vorbiți despre credibilitate. De ce nu v-ați vaccina? Vă este frică? Sigur, da, cum, da. Dar vă este frică de ce? Pentru că nu, parcă se spune că nu sunt bune, iau ce. Sunt mulți de-am să aud că le pune vaccina și de-am omul moare. Dar unde ați auzit despre efectele adverse? Nu e testat vaccinul ăsta ca lumea, nu? Atâtea boli sunt și nu s-a făcut vaccin. Dar acum pentru boala asta s-a găsit vaccin în timp de un an de zile. Надо будет, сделаем, не надо. Ну, не знаю я. Я почти не верю. Вирус существует? Вот мои знакомые. Муж с женой лежали в больнице, ковид. Мать 90-летняя и внук. У них ничего нет. Ну как это, в одной комнате живут, у одних есть, у других нету. Ну вот как верить, не знаю. Ну дай Бог, чтобы он не был, а то мы уже как мусульмане. Dacă mâine vi s-a propune să vă vaccinați, să aveți această posibilitate, v-ați vaccina? Nici într-un caz. Nici într-un caz. Și să nu ducă lumea în eroare. Să ne lăsăm în pace așa, să trăim și să murim așa cum ne-a dat Domnul.
Și atât, spuneți și la parlamentari, și la guvernatori, și la toți. Să lăsați lumea în pace, așa cum stă femeia aici, aș face un ban, și așa cum este ea. Nu să ne ducă chiar de vie în groapă. La revedere! Da, конечно. Чтоб никто не болел, чтобы не заражались. Dacă mâine ai posibilitatea să te vaccinezi anti-COVID, accepti? Nu, concret. Nu cred în tot asta. Asta e o schemă în care să scoată mai mult bani. Если все болеют, значит надо вакцинацию принимать. Eu nu știu și cu vaccinarea asta, dar noi nu suntem, noi suntem oameni, nu suntem ca porci, ca animale să fim vaccinați. Mie îmi pare că asta e foarte, până acum, cum am trăit noi, fără vaccinarea asta? Și a fost foarte bine. Dar până a fost pandemie. Da, nu a fost epidemie, eu înțeleg, dar asta epidemie de unde a venit? A venit după hotare și acolo era făcut că noi să bolim foarte asta. Și cu vaccinarea asta ne pare ca și cu chipuri. Să știm vaccinați ca cine, să știi unde suntem și facem în viață, mi-e pare că asta nu-i drept. Credeți că vom fi cipați? Da, da. Vom fi urmăriți? Da, corect. Mi-e pare că așa, nu știu. Contra. De ce sunteți? Nu are niciun rost, cred. Dar cum ne protejăm atunci? Nu, normal că trebuie să păstrăm distanța, masca, dezinfectarea și tot să fie bine. Dar de ce sunteți împotriva vaccinării? După cum am înțeles, încă nu este sigur. Вы знаете, я и не за, и не против. Я думаю, должно быть право, свободное право каждого человека. Хочет вакцинироваться, дай Бог ему здоровья, не хочет. Я думаю, принуждать никого нельзя. Am revenit în platou. Domnul Tănean, ați urmărit părerea oamenilor. Ce părere aveți? Тяжелая ситуация. К сожалению, такие мы это же наблюдаем, я думаю, в большинстве стран мира в той или иной степени, даже в самых развитых странах мира, в том числе и в Соединенных Штатах даже, и мы знаем, какое большое количество людей не верит в вакцину. Это плохо. Надо, чтобы все ответственные люди, политики, которым люди верят, и, может быть, и люди из церкви, которым тоже люди верят, то есть все должны... говорить о том, что вакцина – это правильно. Вопрос в том, что мы не должны ограничиваться только одним предложением, одной вакциной. И это к вопросу о том, что... Да, в том числе и европейская, и американская. Майсанду ла официала ла Киев. Да, Haideți să înțelegem. A spus că trebuie implicarea politicului. Nu a politicului. Trebuie implicarea specialiștilor și de explicat tuturor cetățenilor cât de importantă este vaccina. Haideți să luăm alte boli. Așteptăm planul Variola, de comunicare. Poliomielită, difteria. Dacă nu era vaccina, încă și acum aveau să moară oameni de la aceste boli. Da. Numai datorită vaccinării a fost stopate aceste pandemii. Așa că haideți să nu promovăm falsuri, dar să găsim soluții cum să explicăm oamenilor cât de importantă este această vaccină, până când vom găsi soluții cum să începem procedura de vaccinare și vor discuta despre acest subiect. Și nici nu deputații, specialiștii epidemiologi. Haideți să terminăm cu implicarea politicului în gestionarea pandemiei. Dar dumneavoastră ca și aleși ai poporului, așa audiență și auditoriu, dar vreau să vorbim și despre vizita Maesandu la Kiev. Cum apreciați această vizită, domnule Cebuc? Consider că e o deschidere nouă, așa cum am avut cu toții așteptări că în urma alegerii președintelui Maia Sandu, respectiv, cumva lucrurile vor reveni într-o albie normală, fiindcă anterior spunem că nu a existat comunicare între țări, nu este corect, poate la nivel instituțional, președinției Republica Moldova și președinția Ucrainei, dar la nivel guvernamental s-a discutat pe timpul guvernului Filip câteva vizite la Kiev. Maia Sandu, în calitate de prim-ministru, la fel a efectuat mai multe vizite. Comisii internaționale, adică moldo-ucrainiene, pe diferite domenii. Este un lucru important, aceste vizite, aceasta arată deschidere, optimism. Sperăm foarte mult că ele se vor solda și cu anumite măsuri. Fiindcă am văzut spectrul subiectelor care au fost discutate, pentru mine important a fost discuțiile, reluarea discuțiilor pe segmentul construcției sau hidrocentralii de la Dnestrovsk, Novodnestrovsk, modul de exploatare a bazinului râului Nistru în sensul dat, care presupune foarte multe riscuri, fiindcă în calitatea mea de ministru am fost în diferite grupuri de lucru, comisii, inclusiv la Kiev, care am participat în contextul negocierilor acordului între Republica Moldova și Ucraina cu privire la exploatarea acestui bazin.
despre acest subiect. Vreau să vă zic că atunci au fost stopate aceste lucrări. Nu știu de ce acum au reapărut pe agenda. Cineva probabil insistent îi promovează că ucrainienii s-au apucat de construit. Eu, din câte cunosc, în 2019, în luna aprilie, ca rezultat a activității Comisiei Moldo-Ucrainiene pe domeniul respectiv, au fost stopate lucrările de continuare a construcției hidrocentralei respective. La ziua de astăzi am încercat prin intermediul colegilor, nu am un răspuns. Dar haideți să vreau să-l aud și pe domnul Valeriu Munteanu, fost ministru al mediului, care se află în legătură directă cu noi prin Skype. Domnule Munteanu, bună seara! Bună seara! Am văzut că ați avut o postare la acest subiect privitor la extinderea hidrocentralei pe Nistru. Care este problema cu această cu extinderea acestor hidrocentrale? Pentru că ați menționat că toți s-au bucurat, au dat like, au făcut share, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Moscova nu crede în lacrimi, dar nici Kievul nu este mai lacrimogen. Este adevărat, în relația pe care o avem cu Kiev nu întotdeauna a fost foarte ușor. Desigur, vizita Maiei Sandu la Kiev este una foarte importantă, având în vedere că am avut 4 ani de zile de înghețare a relațiilor, având în vedere poziția fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, în privința Crimeei. Ucraina nu a permis în niciun fel vizita lui Igor Dodon și nici nu au vizitat la nivel înalt Republica Moldova. Dar în același timp entuziasmul legat de dinamica problemelor, cel puțin legate de Nistru, trebuie să fie una foarte moderată, având în vedere că Ucraina este un jucător destul de mare, destul de insistent, iar în joc sunt zeci și sute de milioane de dolari pe acest sistem al energiei electrice. Iar spuneam că Kievul nu crede la fel ca și Moscova în lacrimi atunci când vine vorba despre milioane de dolari. Nu cred că pe vreun minut cineva la Kiev sau acolo în punctele unde se decide producerea de energie electrică pe Nistru s-au gândit să oprească aceste procese, nici în anul 2019. Sunt absolut sigur că lucrurile au continuat sub aspect al autorizărilor pe care trebuie să le primească și al proiectărilor. Dar noi putem fi butruga mică care răstoarnă carul mare, pentru că în momentul în care suntem în dialog direct cu Ucraina, aceștia vor reuși de fiecare dată să le ducă într-acolo unde pot. În situația în care vom reuși să aducem Ucraina așa cum am propus încă în 2017 și acest lucru nu a fost respins de Ucraina pentru că nu puteau să-l facă, să aducem la masa de discuții organismele internaționale, experți internaționali, experți ai Comisiei Europene, dar și al altor organe internaționale europene de mediu, atunci Ucraina va fi pusă în situație să țină cont de necesitățile Republicii Moldova. Ori necesitățile Republicii Moldova și ale zonei pe unde curge fluviul Nistru este că acesta să fie gestionat corect, iar noi considerăm cu tărie și există rapoartele experților că extinderea nodului de producere a energiei electrice de la Novodnestrovsk, precum și construcția celor altor 6 hidrocentrale pe Nistru Superior, va distruge Nistru într-o perspectivă apropiată și medie și va pune în pericol asigurarea cu apă a Republicii Moldova. Iar noi, prin toate instrumentele diplomatice pe care le avem, nu trebuie să admitem acest lucru. Domnule Munteanu, vă mulțumesc mult pentru precizările făcute. O seară frumoasă. Da, vă salut. Da. Despre Ucraina, nu? Da, despre Ucraina. Da, scurt pe doi. Primul lucru benefic, a fost dezghețată relația bilaterală care a fost înghețată, cel puțin la nivelul cel mai înalt a liderilor politici pe timpul lui Igor Dodon. Deci Igor Dodon nu a fost primit la Ucraina din mai multe motive. Vedem o deschidere și iarăși relații bilaterale, lucru care este benefic în contextul inclusiv promisiunii doamnei Sandu că va debloca relațiile bune Republicii Moldova cu partenerii externi. Doi, am văzut în această vizită că
s-au convenit anumite proiecte comune, de exemplu, construcția acelei magistrale, care, mă rog, este un proiect pe termen scurt și mediu, totodată chestiunea cu buletinele, și trei, s-a convenit ca să fie rezolvate anumite probleme care stau pe agenda și aici, într-adevăr, este foarte bună această decizie care s-a convenit între conducătorii celor două state cu privire la implicarea experților din afara Republicii Moldova pentru a determina care sunt consecințele și cum să ajungem la o situație reciproc avantajoasă. Da. Și ultimul lucru, tot o chestie foarte importantă, eu cred că decizia cu privire la colaborarea între cele două state în vederea salvării proprietăților Republicii Moldova în Ucraina, care se fură, din păcate, de hoții noștri, cu implicarea nu neapărat a celor mai înalți oficiali din Kiev, dar cu implicarea unor oameni șmecheri din Ucraina, proprietățile care le fură Andronache sau, așa cum vorbește în presă, le fură Andronache și cu gașca lui, care aparține Republicii Moldova și care s-o află Ucraina. Pentru că mai avem puțin timp, în jur de două minute până la finele emisiunii, vreau pe ansamblu să facem o concluzie și să ne spuneți cum estimați, cum va fi anul 2021 din punct de vedere politic. Domnule Bartădănian. O маленькая precizare, да, поездка в Киев, это нормально, это имиджевая поездка, понятно, но вопрос действительно по поводу ГРЭС и по поводу ситуации. Самое главное, чего мы не увидели, граждане Республики Молдова, это вот то, за то выступает партия ПАС и сама госпожа Санду, это транспарентность, потому что никто не понимает, никто вообще не понял деталей вообще этих обсуждений, что они приняли, какой проект документа, к чему они пришли. И в итоге всю ответственность, опять-таки, госпожа Санду с Зеленским. Я понимаю, но по поводу такого вопроса, который является столь важным для страны, для 7 миллионов человек, не только для граждан Молдовы, но и те, которые живут с другой стороны. Съел дечизи речь протоха анфаташуаси, импликам. Отдали ответственность другим странам. Бумай дискутали. Deci lucrurile sunt clare. Ca să continui proiectul respectiv, este nevoie de analiza impactului. Pentru că avem doar un minut până la finele emisiunii. Pe scurt, cum va fi anul politic? Мы дойдем до досрочных парламентских выборов. Я очень надеюсь, что все-таки наши коллеги из ПАС наконец-то поймут, что нельзя быть немножко беременным. Нужно либо брать на себя ответственность, либо сказать, что мы не знаем, что делать дальше, давайте помогайте нам. Это первое. И второе, что у нас будут досрочные парламентские выборы, которые, по большому счету, скорее всего, просто ничего по большому счету не изменят. Одна из партий не пройдет. Вместо нее придет другой игрок, даже две партии не пройдут, здесь сидящих, а вместо него придет другой игрок и ничего. Alegeri parlamentare anticipate? Aceasta va fi tema anului 2021? Probabil că, da, anul 2021 va fi marcat într-un an electoral și de aici o să rezulte practic toate consecințele negative în privința haosului și problemelor legate de administrare. Pozitiv, sperăm că noul parlament resetat va fi mai eficient și va furniza un guvern mult mai credibil și lucrativ în sensul dat. Sperăm foarte mult că vom ieși... Cât ține de Ucraina? E foarte bine că s-a deblocat relațiile cu România și cu Ucraina, însă promisiunile care au fost făcute este nevoie și de un guvern plenipotențial competent. Cât ține de anul 2021, eu tare sper că acesta va fi anul schimbărilor, dar pentru asta este nevoie să nu pierdem timpul aiurea. Și cred că în viitor apropiat, cât mai rapid trebuie de organizat iarăși niște consultări cu toate fracțiunile parlamentare, să vedem ce face fiecare și să găsim soluția cea mai bună. Pentru că în situația actuală, pentru a urgenta anticipatele, unica soluție este două tentative eșuate de anumire a guvernului. Anul 2021? Alegeri anticipate obligatorii, noi suntem consecvenți, deci noi vrem alegeri anticipate și facem totul pentru alegeri anticipate și noi nu spunem că vrem, dar în realitate ne gândim că da, poate vrem, dar poate dacă, la un moment dat poate nu vrem. Dacă vor fi alegeri anticipate, alt parlament, vedea, dar alt parlament și un guvern bun. Publice, intrăm în finele emisiunii, vă mulțumesc mult pentru participare, o seară frumoasă, vă aștept săptămâna viitoare, iar acum nu ratați știrile în limba rusă.